Începe meciul din moment în moment. Mihail, în primul rând, spunea fostul voleibalist de la Tomis Constanța. Mai mulți sportivi am observat de-a lungul timpului la meciurile celorlalte echipe și la basket vin foști sportivi constanțeni, unii retrași, unii în activitate, pentru că se anunță un spectacol basketbalistic, spuneam, de calitate. Două echipe foarte bune. Iată Basket Club Atletic Constanța în verde, negru-verde, cu un 5 de start foarte valoros. Jeremi Bud, numărul 1, americanul, reîntors la Constanța, mai evoluat pentru Farul, numărul 77, pivotul echipei, Marius Deaconescu, un jucător cu experiență în Liga Națională, aruncă acum de 3 puncte și marchează primele 3 puncte ale partidei, Marius Deaconescu. Alături de el, Adrian Trandafir, spuneam, Vlad Mihai și mai tânărul Andrei Oprean, component al lotului național al României. Rapidul în replică, o echipă și cu jucători tineri, dar și cu jucători de mare experiență. Andrei Zarojanu, unul dintre aceștia, aruncă. Însă piesele grele, să spunem așa, sunt Cătălin Vlaicu și de asemenea Cătălin Bordei la Rapid, numărul 24, iată, este Vlaicu, 22, numărul 22 pe tricou, un alt jucător valoros, Bogdan Sandu, componenții ai echipei naționale de basket 3x3. Revedem acțiunea lui Vlaicu încheiată cu coș, a fost și faul, beneficiază de o aruncare suplimentară și poate restabili egalitatea Cătălin Vlaicu. Da, transformă aruncarea liberă suplimentară în imagine, poate cel mai experimentat jucător al echipei, Cătălin Vlaicu. I-am văzut la Dotto Sport în direct în vara aceasta, la turneul de streetball. Încă un coș pentru Constanța, înscrie Oprean, excelent servit acolo sub panou de Deaconescu. Au schimbat rolurile cei doi, Deaconescu este pivotul și Oprean centrul, coordonatorul de joc. De data aceasta însă au inversat rolurile pentru un al doilea coș în imagine, cu numărul 6, Cătălin Bordei, vă spuneam, un alt jucător foarte experimentat, alături de Vlaicu, a făcut parte din echipa națională a României de basket 3x3. Bogdan Sandu este și el un jucător experimentat. Pe toți trei am văzut la Mamaia, la turneul din această vară pe care l-au câștigat. Încă un coș, înscrie Zarojanu. Revedem acțiunea acestuia. Este cel mai greu meci de până acum pentru Basket Club Atletic, care are două victorii în primele două etape pe teren propriu aici la Constanța, în direct la Dotto Sport, în prima etapă cu Basket Club FC Argeș Pitești 2, echipa a doua a clubului piteștean. A urmat apoi o victorie în deplasare la București cu Colegiul Național Aurel Vlaicu. În etapa trecută a fost 92-86. 98-86, mai exact, scorul în acea victorie. 5-5 scorul se menține după acest atac al Constanței. Vlaicu în prim plan, acum Bordei. Și o minge scoasă în extremă, dar interceptată de Jeremi Bud, care pleacă singur spre coșul advers. But întoarce la 3 puncte pentru Vlad Mihai. Mingea lovește inelul și pe recuperare Deaconescu faultează în atac, arată arbitrul. Da, decizie corectă, cred. A
acțiunea lui Bordei în minge întoarsă pentru Vlaicu, recuperează Constanțenii în apărare. Și iată-l acum pe Andrei Oprean, tânărul de 17 ani, aruncând pentru 2 puncte, mingea intră până la urmă în coș. În aplauzele spectatorilor, Oprean marchează. Se felicită de Alexandru Olteanu, antrenorul său, și încă 2 puncte pentru Constanța. 7-5. Timeout cerut de antrenorul echipei bucureștene, Victor Bulancea. Da, au revenit echipele pe teren, 7-5 scorul pentru Basket Club Atletic. Au trecut 2 minute și 10 secunde din această 3 minute și 10 secunde din această partidă. Așadar încă 6 minute și jumătate aproximativ până la finalul primului sfert. Minge la intercepție, excelent, Jeremi Booth pleacă din apărare și finalizează cu slam dunk. Spectacol făcut de americanul de 31 de ani, Jeremi Booth. Revedem faza. Pasa pleacă spre Zarojanu, dar Booth iese inspirat și pleacă spre panoul advers. Coș spectaculos marcat de american. Conduce Atletic cu 9-5. Gladiatorii din Tomis, noul nume al echipei constanțene din acest sezon, și-au schimbat identitatea cei de la Basket Club Atletic, o nouă logo, o nouă, un nou supranume, dacă vreți. Gladiatorii din Tomis încearcă să se identifice cu istoria Constanței din cele mai vechi timpuri, cu spiritul de luptă. Modelul este Schirtos Dacul, gladiatorul din vechea cetatea Tomisului, neînvins în luptele din arenă. Așa vor să fie și cei de la Basket Club Atletic Constanța, o echipă susținută de primăria și Consiliul Local Municipal Constanța, o echipă care își propune să crească jucători din propria pepinieră, un basket made in Constanța. Acesta este motoul, dacă vreți, echipei constanțene, echipei Basket Club Atletic. Și într-adevăr, foarte mulți juniori promovați, unul dintre ei, Andrei Oprean, iată, titular astăzi. La fel, pe banca de rezerve se află Alexandru Unitu, Andrei Bercea, Mario Takac, Sixt. Sunt câțiva dintre cei mai buni jucători, Sergiu Ursu, de asemenea. Cătălin Vlaicu în imagine, un jucător cu mare experiență, l-ați văzut și pe mult mai tânărul Vlad Costea lângă el, numărul 5. Se bazează mai mult pe experiența unor jucători precum Vlaicu, Sandu sau Bordei, cei de la Rapid București. Antrenorul Andrei, antrenorul Victor Bulancea pe margine, în costum, este cel care conduce echipa. Ursu, numărul 15, a intrat și el, dar Vlad Mihai este cel care finalizează cu coș această acțiune. Vlad Mihai schimbă tabela în favoarea Constanței, 12-7, 4 minute și jumătate până la finalul primului sfert. Meci frumos în sala sporturilor din Constanța. Și
Se cere întreruperea timpului de la masa oficială. Se fac câteva schimbări și vor reveni acum echipele pe teren. Galeria echipei constanțene își face simțită prezența. Mai mulți tineri în primul 5. Acum Sergiu Ursu, conducător de joc. Andrei Șerban aruncă de 3 puncte. Mingea lovește panoul. Recuperare în apărare a rapidiștilor. Bordei se duce lansat, dar este blocat de Andrei Șerban. Fault clar, două aruncări libere pentru Cătălin Bordei. Extrema echipei bucureștene, 1,80 m înălțime are Cătălin Bordei. Născut 1985, un jucător, iată, în vârstă de 32 de ani. Ursu, Taka Six, are numai 16 ani, nu știu dacă n-a făcut 17 între timp. Oricum, jucător de 16-17 ani în lotul echipei Basket Club Atletic, alături de mai experimentații Trandafir, Buth sau Vlad Mihai. Andrei Șerban acum pentru Sergiu Ursu. Buth la 3 puncte, ezită, se întoarce, minge pentru Ursu. Sergiu Ursu, fentă de pasă, Takaș Sixt în extremă, aruncă. Și cred că a fost faultat, iată în imagine, pe Mario Takaș Sixt, unul dintre cei mai promisători jucători crescuți de Basket Club Atletic. A fost fault și repunere de sub panoul advers. Buth la 3 puncte, ratează. Recuperează Bogdan Sandu. Fault, consideră arbitrul. S-a strâns puțin scorul, 12-8. Rapidul a venit clar la Constanța să câștige. Are de partea sa experiența, vă spuneam, unor jucători de 32 de ani Bordei, 31 de ani Cătălin Vlaicu, pivotul de forță al echipei bucureștene. Bordei acum este cel care a beneficiat de două aruncări libere, ambele transformate, 12, numai una transformată, îmi cer scuze, 12-9. În atac constanțenii din nou, Buth la intercepție și slam dunk reușit de american. În atac erau bucureștenii, mă scuzeți, evident se apărau constanțenii cu același Jeremi Buth, extrem de inspirat, finalizând din nou spectaculos al doilea slam dunk reușit de american. În acest meci, se dă posesie pentru Basket Club Atletic, puțin nemulțumit de decizie Vlaicu. 14-9 conduce Basket Club Atletic la sala sporturilor pe Rapid București în etapa a treia a Ligii I de basket, eșalonul 2 al basketului masculin românesc. Jeremi Buth, fentă, se oprește, stop shoot, aruncare cu panoul, la un pas de a finaliza, mingea refuză să intre în coș, pleacă pe contraatac echipa bucureșteană. Vlaicu în extremă, minge întoarsă în teren și rămâne în atac Rapidul, aruncare de 3 puncte ratată a lui Tudor Arteni. ...14-9 scorul, posesie pentru Constanța cu 2 minute și 47 de secunde înainte de finalul primului sfert. Buth,
Jeremi But are un control al mingii foarte bun. Sergiu Ursu, stop shoot, mingea lovește inerul, recuperează Arteni în apărare. Luat în primire de Sergiu Ursu, care se apără avansat la el, dar nu reușește să-l deposedeze de minge. Îl caută pe Cătălin Bordei, mai toate mingile, aruncă de 3 puncte Bordei și marchează. 14 la 12. Cel mai bun jucător al Rapidului până acum. Timeout cerut de banca tehnică a echipei constanțene. Revenit echipele în teren pentru ultima parte, ultimele 2 minute, mai exact 2 minute și 12 secunde din acest prim sfert al partidei. Scor strâns, 14 la 12. Are nevoie de susținerea publicului echipa constanțeană, care atacă acum cu Sergiu Ursu, Andrei Șerban, Adrian Trandafiri, Mario Takaș, 6 la 3 puncte. Ratează, dar mingea le revine constanțenilor. Rămân în atac Vlad Mihai. Vlad Mihai la 3 puncte, blocat. Se dă fault acolo. Nu e de acord cu această decizie jucătorul echipei Rapid, Octavian Boronia. Însă arbitrii rămân pe poziții. Vlad Mihai, 2 aruncări libere. Trei aruncări libere, pentru că a fost încercare de aruncare de 3 puncte. Da, 2 transformate din 3, 16 la 12 pentru Basket Club Atletic. Bordei în acțiune. Cătălin Bordei atacat de Mario Takaș, Sixta, întoarce pentru Bogdan Sandu. Bogdan Sandu pentru Vlaicu. Vlaicu la 3 puncte aruncă, mingea nu intră în coș. Apărarea avansată a rapidiștilor, iată, încearcă să-i blocheze pe constanțeni departe de panou, însă Ursu se descurcă bine, iar Andrei Șerban este... Nu, a fost greșeală în atac a echipei gazdă. Posesie pentru Rapid. Iese la intercepție Trandafir. Schimbare la Constanța. Iese Andrei Șerban, intră Alexandru Liță. Rapidul cu Alin Iuga, numărul 13, coordonator de joc. Acum Boronia, blocat acolo de Trandafir. Ursu pentru Alexandru Liță, mai departe Mario Takaș, excelent, îl servește sub panou pe Alexandru Liță. Au colaborat perfect cei doi jucători exponenți ai unor generații diferite la Basket Club Atletic. Iată, au crescut în umbra lui Liță, Trandafir sau Bogdan sau Vlad Mihai, puștii de la Basket Club Atletic. Între timp marchează și Rapidul. Ultimele 35 de secunde ale primului sfert. Mario Takaș, Sixt, foarte bine se descurcă. Trandafir scoate în extremă pentru Ursu. Sergiu Ursu îl așteaptă pe Liță. Liță nu aruncă de 3 puncte. O face acum cu un cârlig de dreapta aproape, la 2 puncte, dar ratează.
Recuperează în apărare bucureștenii. Rapidul poate marca un ultim coș. Mai sunt 9 secunde. Se fluieră un fault acum. Alexandru Liță. 18 la 15. Caută coșul de 3 puncte Rapidul pentru a încheia primul sfert la egalitate cu Basket Club Atletic, dar până la urmă sunt două aruncări libere pentru Cătălin Vlaicu. Prima aruncare transformată de Cătălin Vlaicu. O vom vedea și pe cea de-a doua acum. Da, transformată, 18 la 17, încă 8 secunde de joc. Au plecat în atac constanțenii. Vlad Mihai, mai au timp de un coș. Vlad Mihai la 3 puncte, coș! Senzațional aruncarea lui Vlad Mihai, care încheie primul sfert. Spectaculos, 21 la 17 pentru Constanța. Și e o scurtă pauză. Revedem coșul lui Vlad Mihai, care stabilește scorul după primul sfert, 21 la 17 Constanța. Intră și gladiatorii de la Tomis pe teren în pauză și majoretele. Da, am avut spectacol și în pauză oferit de majorete de la clubul de la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța, dar și de gladiatorii care au intrat în arenă pentru a încânta publicul. Astăzi însă spectacolul îl fac basketbaliștii, gladiatorii din Tomis, cei de la Basket Club Atletic Constanța, care conduc 21 la 17 după primele 10 minute, primul sfert al acestei partide. Am intrat în al doilea sfert. Jeremi But încearcă să deschidă cu un coș de 3 puncte. Ratat. Deaconescu și el. Da! Îi intră coșul de 3 puncte lui Marius Deaconescu. 24 la 17. Pivotul de 2,02 m al Constanței, venit de la Timba Timișoara, cu care a promovat în Liga Națională, dar iată-l transferat la Constanța. El a mai voraș pentru Energia Târgu Jiu. În atac, echipa antrenată de Alexandru Olteanu și Bogdan Ivanović. Jeremi But la 2 puncte ratează. Contraatac rapid al rapidiștilor cu Cătălin Vlaicu în imagine. 2 puncte puse pe tabelă de acesta după o pasă extraordinară
24-21, timeout. Se rea jocul. 8 minute și 40 de secunde din acest sfert al doilea. Meci echilibrat la sala sporturilor astăzi. Sergiu Ursu. Se dă posesie pentru Rapid. La moment de întrerupere alunecă suprafața de joc, face semn arbitrul. Și oficiile le face Alexandru Olteanu, iată, antrenorul principal al echipei constanțene, nu ezită să șteargă el suprafața de joc. În atac Rapidul. Minge pierdută acolo de bucureșteni. No, arbitrul consideră că mingea a ieșit dintr-un basketbalist constanțean, alunecă Boronia și este un fault acolo. Jeremi But pleca în atac, a fost faultat de Boronia, 24-21 scorul. Îl vedeți pe ecran, echipa constanțeană are o misiune grea astăzi. În tentativa de a obține a treia victorie consecutivă în acest sezon din Liga 1. A reintrat Andrei Oprean, acum Deaconescu la minge. Deaconescu încearcă să rezolve de unul singur această acțiune. Vlad Mihai întoarce pentru Deaconescu. Marius Deaconescu, stop shoot, aruncă. No, Cătălin Vlaicu recuperează. Și acum cu numărul 6, cu numărul 9 este Tudor Arteni, coordonator pentru Rapid. Plimbă mingea bucureștenii pentru a găsi o soluție la finalizare. Până la urmă mingea ajunge la numărul 14, este vorba despre Ștefan Buruiană, care înscrie un coș de 2 puncte, se apropie Rapidul, iată, diferență minimă în acest moment, după o fază la care 3 jucători constanțeni au încercat să-l deposedeze pe Buruiană, însă n-au reușit. A recuperat mingea Supanov și a marcat 24-23. La Rapid revine Cătălin Bordei, cel mai experimentat jucător al echipei din Giulești. Adrian Trandafir, faultat.
Va beneficia de două aruncări libere. Și el un foarte bun jucător de streetball, de basket 3-3. Spuneam însă Bordei și Vlaicu au făcut parte din echipa națională. Bogdan Sandu și el sunt foarte buni jucători. Toți trei evoluează pentru Rapid. Trandafir cu panoul rămâne 24-23. Nu a reușit să transforme niciuna dintre cele două aruncări libere. Cătălin Bordei, fentă de aruncare, pătrunde și greșește. Contraatac Rapid, Vlad Mihai pentru Booth, care marchează. Jeremi Booth, americanul lui Basket Club Atletic, încă o finalizare sigură. Numărul 1, Petricou, un număr pe care și l-a ales din momentul în care a venit la Constanța, a spus că vrea să fie un lider în teren pentru echipa sa. Are experiența necesară, calități nu mai vorbim. Un jucător care poate face ușor spectacol, dar iată care este și foarte eficient. A marcat foarte multe puncte pentru Atletic în cele două victorii de până acum. Astăzi, de asemenea, cu o contribuție importantă pe tabelă pentru echipa constanțeană. Să vedem acum 3 puncte, Jeremi Booth. Da, un lider, într-adevăr, poate fi acest Jeremi Booth în teren. Prinde mingea cu ceva emoții, însă aruncarea este extrem de precisă. 29-23 și se cere din nou timeout. Așteaptă cei trei arbitri revenirea echipelor pe teren. Majoretele de la Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța în acțiune acum. Încă 6 minute și jumătate din sfertul al doilea al meciului dintre Basket Club Atletic și Rapid București, content pentru etapa a treia ligii întâi. 29-23 conduce Basket Club Atletic. S-a aflat de la începutul meciului în avantaj pe tabelă, însă rapidiștii nu par dispuși să cedeze ușor în acest meci. Aruncare de 3 puncte ratată, recuperează însă echipa antrenată de Victor Bulancea. Tatăl său, Marius Gabriel Bulancea, este director tehnic, de asemenea, pe margine. Minge prelungită pentru Zarojanu, aruncare de 3 puncte ratată. Bogdan Sandu recuperează sub panou. Bordei la 3 puncte, faultat de Booth. Prin imprudență s-a dezechilibrat americanul și l-a lovit pe adversarul său. Nu cred că a fost intenție. Iată, l-a încercat să îi blocheze aruncarea, dar l-a lovit pe Bordei. Jocul este oprit pentru că e o porțiune de podea alunecoasă. Foarte multă lume în tribune și astăzi la meciul băieților de la Basket Club Atletic Constanța.
Auziți și galeria, că tobele care susțin echipa constanțeană, iată, se scandează acum numele echipei Athletic. A încheiat un deceniu de existență Basket Club Athletic Constanța. A fost momentul ales de cei din conducerea clubului pentru a schimba sau a se rebrandui, dacă vreți. De acum vor evolua ca gladiatorii din Tomis, cu un nou logo. Cei de la Basket Club Athletic Constanța, însă deviza, motto-ul rămâne același: Basket made in Constanța. Basket făcut sau din Constanța, cum vreți să-i spuneți. Între timp marchează un coș de 2 puncte pentru Rapid Ștefan Buruiana. Iată reluarea acestei reușite. A fost și faultat, deci va beneficia de o aruncare liberă suplimentară Buruiana. Schimbare la Basket Club Athletic. Iese Marius Deaconescu, intră Andrei Șerban. Buruiana aruncă, ratează, minge recuperată de Andrei Șerban. Și acum Andrei Oprean, tânărul coordonator de joc al echipei constanțene. Pasă bună, but pentru Șerban. Ratează însă. Combinație eficientă a rapidiștilor și cel care... Nu e coș. Vreau să spun, cel care finalizează, până la urmă o face, este Bogdan Sandu. În imagine, după o ratare din situație ideală, recuperează în căciulă și înscrie încă 2 puncte. 29-27 s-a strâns din nou scorul, dar... Oprean a fost faultat și va beneficia de 2 aruncări libere. Iată-l pe tânărul internațional de juniori, Andrei Oprean, produs 100% al școlii constanțene de basket. Aruncare cu boltă, putem spune. O aruncare... Mingea a luat mai multă înălțime, este stilul său, iată, încă o dată, 2 puncte în plus pe tabelă, 31-27. Tot el se apără acum, avansat la jucătorul cu mingea, pătrundere bună, dar ratează bucureștenii. Sandu nu poate controla mingea, pleacă pe contraatac Constanța. Jeremi But întoarce pentru Trandafir. Trandafir încearcă să finalizeze și o face. A fost și faultat. Revedem acum. Bordei îl faultează. Coș și fault, deci aruncare suplimentară. Nu. N-a fost coș și a greșit Trandafir în atac. Scorul este 31-27, rectific. Cred că a făcut pași Trandafir. Aceasta a fost decizia arbitrilor. Cătălin Vlaicu acum fața sa, Andrei Șerban. Vlaicu faultat. Nu, fault în atac, consideră arbitrul. Da, gestul său a fost elocvent. Fault în atac, într-adevăr. Pleacă de sub propriul panou constanțene. A intrat Alexandru Unitu pentru Atleticul numărul 12. Oprean pentru Andrei Șerban. Trandafir pentru Jeremi But. Se apără în fața sa Zarojan. But blocat de Sandu. Aruncă totul și marchează Jeremi But. Iată, se descurcă excelent la această fază, deși a fost jenat acolo de Sandu. A reușit să finalizeze, dar o face rapid și rapidul, dacă îmi permiteți acest joc de cuvinte. Încă 2 puncte, 33-29. Șerban ratează. Acum Cătălin Bordei pentru Cătălin Vlaicu.
Bogdan Sandu, un trio devastator la streetball, care iată își face treaba și în Liga 1 de basket pentru Rapid. 33-32 s-a apropiat Rapidul la un singur punct după aceasta reușită a lui Bogdan Sandu. În imagine, pivotul de 30 de ani al echipei giureștene încearcă, iată, în acest sfert al doilea să întoarcă rezultatul Rapidul. Andrei Oprean pentru Mario Takaș, nu, Alexandru Unitu este la minge. Trandafir, Oprean, Oprean în fața sa, înaltul Bogdan Sandu. Oprean întoarce pentru Liță, dar și se dă picior la Zarojanu acum. Rămâne în atac echipa constanțeană. Oprean vine lângă el, Booth pentru a ajuta, vine și Liță aproape de Andrei Oprean. Oprean se descurcă însă și ratează, dar pe recuperare Adrian Trandafir marchează. ...35-32 după acest coș al lui Adrian Trandafir. Bordei pentru Vlaicu, Vlaicu pentru Bordei, combină cei doi experimentați jucători ai Rapidului. Minge în căciulă pentru Sandu, Sandu aruncă. Nu! Greșește acolo Bogdan Sandu, pași, mi s-a părut că a arătat arbitrul, a protestat Bogdan Sandu și cred că va fi avertizat. Da, greșeală personală. Bogdan Sandu nu se poate abține, i-a arătat obrazul arbitrului. Gest netolerat de acesta care sancționează Rapidul. Două aruncări libere pentru Constanța, Andrei Oprean. Nu, o aruncare liberă și posesia mingii. După această greșeală a lui Sandu, Unitu, Alexandru Unitul vede bine pe Trandafir, este faultat? Nu. Greșește Unit un atac, consideră acum arbitrul. Bogdan Sandu. Încă două minute din acest sfert, recuperează în apărare Constanța, Liță vine și ratează. Cătălin Bordei pasă frumoasă pentru Zarojanu care marchează. Coș de 3 puncte a lui Zarojanu, se apropie din nou Rapidul la un singur punct, 36-35, 1 minut și jumătate din acest sfert, ratează constanțenii și pentru prima dată în acest meci Rapidul poate prelua conducerea. Cred că a condus totuși la începutul meciului, dar adică a marcat primul coș, dar de atunci Constanța s-a aflat permanent în avantaj. Bordei pentru Sandu la 3 puncte, ratează Sandu, recuperează Jeremi But. Un minut până la finalul celui de-al doilea sfert, până la pauza meciului. Trandafir la 3 puncte, mingea lovește inelul, Zarojanu acum. Primește Cătălin Vlaicu, în fața sa Liță. Faultează și vor fi două aruncări libere pentru Cătălin Vlaicu. În atac Rapidul cu Bogdan Sandu, întoarce pentru Cătălin Vlaicu. Să vedem ce soluție vor alege rapidiștii la acest scor, mai sunt 30 de secunde. Sandu aruncă de 3 puncte, ratează și el.
Minge recuperată de Constanțeni, Vlad Mihai pentru Tiberiu Ursu, pentru Sergiu Ursu, mă scuzați. Jeremi But la 3 puncte. But aruncă mingea, lovește inelul. 18 secunde. Liță faultează în atac. Consideră arbitrul și cu 15 secunde înainte de pauză, Rapid are șansa de a trece în avantaj. Zarojanu va beneficia de aruncări libere. În imagine Andrei Zarojanu. Prima aruncare transformată, egalitate, 36-36. Să vedem și cea de-a doua. Încearcă publicul să pună presiune pe Zarojanu, dar n-a reușit, a marcat Zarojanu și a doua aruncare liberă. 37-36, Rapidul în avantaj, mai sunt 9 secunde. Constanța are atacul, Jeremi But. But trece de un adversar și marchează coș și fault. Obține maximum din această fază Jeremi But. 38-37, a preluat din nou conducerea Basket Club Atletic și poate pune încă un punct pe tabelă în favoarea Constanței. Jeremi But cu această aruncare liberă suplimentară. Încă 3 secunde de joc până la pauză. Jeremi But aruncă în inel, Vlaicu pune mingea în joc, dar finalul se aude înainte de această aruncare. 38-37, scorul la pauză, într-o confruntare extrem de spectaculoasă, în direct la Dotto Sport. Rămâneți alături de noi, revenim cu partea a doua a meciului, în direct de aici, de la Sala Sporturilor.
avansat. Gândește, simte plăcerea internetului. Thank you.
Au revenit pe teren echipele după pauza meciului dintre Basket Club Atletic și Rapid București. Scorul este 38-37. Iată diferență minimă pe tabelă în favoarea echipei constanțene. La intrarea în al treilea sfert a început practic repriza a doua meciului, formată din sferturile 3 și 4. Adrian Trandafir a faultat, în opinia arbitrului vor fi doar aruncări libere pentru Vlad Costea, unul dintre tinerii jucători ai Rapidului. Suporterii din galerie încearcă să distragă atenția lui Costea, care reușește să marcheze totuși un punct și este egalitate 38-38, dar și posesie pentru Rapid. Minge recuperat în atac de Oprean și aruncarea lui Vlad Mihai nu-și atinge ținta. Întoarce trandafir pentru But, Vlad Mihai acum pentru Deaconescu. Marius Deaconescu se întoarce și ratează. Multe ratări. Meci deschis oricărui rezultat, meci greu pentru Basket Club Atletic, care are două victorii în primele două etape, dar jocul cu Rapid este de departe cel mai greu. Rapidul cu trei jucători experimentați, Cătălin Bordei acum la minge, Cătălin Vlaicu, care a primit de la Bordei, și Bogdan Sandu, numărul 22, cel cu coadă, părul strâns de fapt în... Minge pierdută chiar de Sandu în atac. 38-38. 9 minute din sfertul al treilea. În pauză au performat și majoretele de la liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru, antrenate de Magda Martinescu, dar și United, care formează trupa United Girls, dar și o trupă de street dance de la Total Dance Center. De asemenea, spectatorii au mai norocos și au putut participa la un concurs de aruncări la coș de la distanță. Premii de până la 200 RON oferite de clubul Constanțean și de unul dintre sponsorii acestuia. Rapidul poate trece în avantaj. Bogdan Sandu va beneficia de două aruncări libere. Alexandru Olteanu, antrenorul principal al echipei constanțene, îl scoate pe Deaconescu și îl aruncă în luptă din nou pe Andrei Șerban. Două libere așadar pentru Bogdan Sandu, prima ratată. Iată-l pe Sandu la a doua aruncare. Nu, sunt trei aruncări. Da, două aruncări libere și posesia mingii. 38-38, rămâne scorul egal. Vlad Costea pentru Zarojanu. Andrei Zarojanu, paravan făcut de Vlaicu. Acum Sandu la 3 puncte, marchează Bogdan Sandu. 41-38, conduce Rapid. Moment greu pentru Constanțeni, revedem aruncarea de 3 puncte a lui Sandu și acum echipa gazdă care revine cu acest coș înscris de Adrian Trandafir. După aruncarea de 3 puncte ratată lui Vlad Mihai, pe recuperare, excelent, Adrian Trandafir. Replica rapidiștilor nu se lasă așteptată, marchează 2 puncte Vlaicu. 40-43. Oprean trece de Costea, Oprean întoarce pentru Vlad Mihai. Mihai faultat. Thank you.
Andrei Oprean. Pentru Vlad Mihai la 3 puncte. Recuperează trandafir. Tot Mihai are a doua șansă la 3 puncte, ratează încă o dată. Recuperează rapidiștii. Vlad Costea pe contraatac finalizează. Și iese în afara spațiului de joc. A încercat Andrei Oprean să-l blocheze. Conduce Rapidul 45-40 și cere timeout Alexandru Olteanu. S-a reluat jocul atletic în atac. Jeremi But își face spațiu pentru a arunca. Nu reușește să înscrie. Rapidul în avantaj. 5 puncte pe tabelă. La începutul sfertului al treilea. După ce la pauză echipa constanțeană a condus cu 38-37. 6 minute și 40 de secunde din acest sfert au mai rămas de jucat. Rapid în atac, Costea pentru Bogdan Sandu. Da. Comite pași în atac Bogdan Sandu. Vlad Mihai repune mingea în joc. A reintrat Sergiu Ursu, acum la minge. Coordonator de joc pentru Basket Club Atletic. Adrian Trandafir la 3 puncte aruncă în inel. Recuperează Vlad Mihai. Vine lângă el Șerban, îi face paravan. Vlad Mihai poate intra în poziție centrală, dar n-are precizie la aruncare. Să vedem Ursu dacă are mai multă precizie. Nici el, mingea sare peste panou. Pierd mingea în atac constanțenii. Rămâne Ursu, iată. În atac îl talonează pe Vlad Costea, un jucător foarte scund în raport cu ceilalți de pe teren, însă cu o tehnică foarte bună. Zarojanu la intercepție, din nou Jeremi But. But, slam dunk! Da, un coș care animă tribunele și are darul de a da puțin moral echipei sale, 42-45. Vlad Costea scoate pentru Zarojanu, din nou la un pas de intercepție Jeremi But. 3 puncte nereușite de Bogdan Sandu. Rămâne același scor. Sergiu Ursu îi face paravan Andrei Șerban. Minge pentru Jeremi But în extrema dreaptă. Același Șerban îi lasă acolo un culoar pentru... Încă o aruncare excelentă a lui Jeremi But de 3 puncte. De data aceasta restabilește egalitatea americanul. Perfect aruncarea. Fâș, cum spun basketbaliștii. Nina a atins plasa. Un fault.
45-45. Revine în teren pentru Rapid Buruiană. Ștefan Buruiană, numărul 14, Costea pentru Buruiană. Cătălin Vlaicu. Buruiană îi face acolo paravan. Zarojanu scapă mingea. Cere faul, dar nu cred că a fost. Pur și simplu i-a alunecat mingea din mână. Și este din nou timeout. Suntem la jumătatea sfertului al treilea, egalitate pe tabelă, 45-45, meci extrem de disputat în sala sporturilor între Atletic Constanța și Rapid București. Etapa a treia a ligii întâi de basket masculin, eșalonul 2 al basketului românesc. Două echipe foarte bune ale ligii secunde. Basket Club Atletic încearcă să construiască în acest sezon o echipă cât mai puternică, mai sudată pentru a ataca probabil din sezonul viitor promovarea în Liga Națională. Au luat-o pas cu pas cei de la Constanța, nu s-au grăbit. Încearcă să crească încă foarte mulți jucători. Au avut șansa de a evolua la seniori, mulți dintre juniorii crescuți de club, deja titulari. Ursu este acum în teren, unul dintre ei, dar i-am văzut astăzi și pe Oprean, pe Unitu, pe Takac Six. Sergiu Ursu, Buț pentru Andrei Șerban. Jeremi Buț. Jeremi Buț, excelent control al mingii, aruncă, dar pierd mingea Constanțenii, posesie pentru Rapid. Cătălin Bordei, acum Cătălin Vlaicu, în fața sa Andrei Șerban, Bordei. Șerban și Vlad Mihai încearcă să-i ia mingea. Numărul 14 este Buruiană, cel care aruncă în sens este Bordei. 3 puncte pentru Rapid, care preia din nou conducerea. Revedem aruncarea lui Cătălin Bordei. Jeremi Buț se oprește, stop shoot și coș. 47-48, prevedem acțiunea lui Jeremi Buț. Ratează Rapidul, a recuperat Adrian Trandafir. Vlad Mihai pentru Sergiu Ursu. Sergiu Ursu, blocat de Bordei, trebuie să întoarcă pentru Andrei Șerban. Combină cei doi, dar
scapă mingea Ursu și rapidul are șansa unui coș. Cătălin Bordea a fost faultat, n-a fost coș. Schimbări la ambele echipe. A intrat cu numărul 13 la Rapid Alin Iuga. La echipa constanțeană și Vlad Mihai. A intrat Andrei Bercea, numărul 23. Deocamdată două aruncări libere pentru Rapid. Una dintre ele transformată de Cătălin Bordei în imagine. 49-47. Conduce Rapidul. Sergiu Ursu pentru Andrei Șerban. Trandafir. Jeremi But. La 3 puncte But. Recuperează Ursu. Sergiu Ursu foarte bine. Sergiu Ursu. 2 puncte. Și din nou egalitate. 49-49. Fentă de pasă la Sergiu Ursu de efect și coș. Același Ursu pentru Jeremi But. But aproape imposibil de deposedat în momentul când are mingea. Acțiunea lui Andrei Șerban nu se finalizează cu coș. Bordei și Vlaicu se simt extraordinar pe teren. Joacă de foarte mult timp împreună. O fac și, spuneam, la basket 3-3. Aruncare de 3 puncte ratată de bucureșteni. Reintră pentru Constanțeni Liță. Cred că a fost fluierat cu 3 secunde Buruiană sub coșul Constanței. Posesie pentru Basket Club Atletic. Bercea acum. Liță pentru Trandafir. But ar fi vrut să primească mingea. Bercea la 3 puncte. Andrei Bercea, aruncare ratată. Liță recuperează. Întoarce pentru Adrian Trandafir. Acum primește Jeremi But. But se descurcă bine. But extraordinar. Coș. Revedem acțiunea lui Jeremi But. Accelerează exact când trebuie și se duce cu finalizare. 51-49. Conduce Atletic. A revenit Bogdan Sandu pentru Rapid în teren. Bordei. Bordei se oprește. Pasă în extremă și este coș de 3 puncte reușit de Ali Iuga în imagine. Revedem aruncarea lui Iuga. A trecut în avantaj Rapidul 52-51. Încă 20 de secunde din acest sfert al treilea. But și el, aruncare ratată. Liță recuperează excelent. Rămân în atac constanțenii. Pot, au timp, încă 12 secunde să marcheze un coș care i-ar readuce în avantaj. Jeremi But ratează. Liță. But luptă pentru minge, dar este Iuga mai rapid și se termină timpul de joc al sfertului al treilea. Conduce Rapidul cu un punct, 52-51. Pauză de 2 minute.
Da, ies din scenă gladiatorii și majoretele de la LPS Nicolae Rotaru Constanța pentru a face loc basketbaliștilor, principalii actori ai acestei partide, ai acestui spectacol, de fapt, sportiv, pentru că asistăm la un spectacol sportiv complex în care basketul, evident, este principalul punct de atracție. În jurul acestui meci se construiește însă un spectacol sportiv extrem de apreciat de public, în care am văzut majorete, am văzut o demonstrație de street dance, am văzut gladiatorii din vechiul Tomis oferind câteva imagini spectaculoase publicului constanțean. Însă meciul este cel care îi ține cu adevărat cu sufletul la gură astăzi pe spectatorii aici la Sala Sporturilor și sperăm și pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți pe Dotosport. Un meci cu un deznodământ incert, este 52-51 pentru Rapid, dar a fost un meci în permanență strâns pe muchie de cuțit. Și cred că și aceste ultime 10 minute din joc vor fi la fel. Va fi un meci care se va înscrie pe aceleași coordonate. Suspans maxim într-o confruntare echilibrată aici la Sala Sporturilor între Basket Club Atletic Constanța și Rapid București. Meci contând pentru etapa a treia ligii întâi de basket. Rapidul în atac, Bogdan Sandu aruncă de 3 puncte, ratează, recuperează constanțenii, nu, e mai înalt și mai puternic acolo, Cătălin Vlaicu a recuperat pentru Rapid, Bordei, minge pentru Sandu, și arată pași arbitrul la această acțiune a lui Bogdan Sandu. O sesie pentru echipa constanțeană. Sergi Ursu blocat de Arteni, Tudor Arteni, faultat. A trecut un minut din sfertul al treilea, încă 9 minute din această partidă deschisă oricărui rezultat. Așa a fost la început, așa este și acum. A revenit Zarojanu, numărul 7 pentru Rapid. Constanțeni schimbă și ei. Liță e în teren, aruncă Vlad Mihai de 3 puncte. Coș reușit de Vlad Mihai, unul dintre principalii shootere a echipei constanțene. 54-52. Iată, 3 jucători se apără agresiv acolo pentru Basket Club Atletic. Liță însă peste limita regulamentului la Vlaicu, consideră arbitrul. Noi revedem coșul de 3 puncte reușit de Vlad Mihai, care își readuce echipa în avantaj. Este 54-52 pentru Constanța acum, dar Rapidul revine în atac. Zarojanu, lângă el Sandu. Zarojanu pentru Buruiană. Zarojanu, mingea lovește în față pe Buruiană. O pasă neglijentă a coechipierului său. Excelentă combinație a constanțenilor, dar Trandafir ratează. După care beneficiază acolo de o greșeală adversarilor și va fi repunere de la margine pentru de sub panoul advers a constanțenilor prin Ursu. Vlad Mihai la 3 puncte. Se dă însă fault în atac. Minge pentru Rapid. Atmosferă
superb aici la sala sporturilor pentru un meci într-adevăr care ține în priză publicul. Spectatorii urmăresc foarte atenți deznodământul acestei partide, iar cei din galerie încearcă să susțină echipa cum pot mai bine, fac multă gălăgie, încearcă să-i susțină pe constanțeni și să intimideze pe bucureșteni. 8 minute de joc din acest meci. Cătălin Bordei pentru Bogdan Sandu. Sandu luat în primire acolo de trandafir. Sandu scoate mingea la 3 puncte, ratează însă echipa bucureșteană. Liță. Liță blocat. Regulamentar obține însă o aruncare de sub panoul advers. Mingea a ieșit afară din buruiană. Sergiu Ursu pentru Vlad Mihai. Vlad Mihai întoarce pentru Sergiu Ursu. Lângă el este Liță. Ursu insistă, încearcă să finalizeze. Este faultat, dar din păcate mingea nu intră în coș. Este exact ce și-a reproșat. Hai mă, dă coș, ceva de genul ăsta a spus Sergiu Ursu și a spus lui însuși. Va beneficia de două aruncări libere Sergiu Ursu. Poate pune încă două puncte pe tabelă pentru Constanța. Prima aruncare ratată. O vedem pe cea de-a doua. Da. Punct pentru Constanța. 55-52. Pleacă rapid un atac. Bercea se apără avansat la Bordei, coordonatorul de joc al bucureștenilor. Sandu lângă el primește trandafir și Bercea foarte avansat. Bordei se trece ușor. Minge în căciulă pentru Buruiana, care reușește să înscrie ușor de acolo. Un punct diferență acum, dar imediat vine coșul pentru Constanța prin Andrei Oprean. Revedem faza din care Andrei Oprean finalizează. 57-54, recuperează același Oprean. Andrei Oprean scoate pentru Bercea la 3 puncte. Mingea lovește inelul. Trandafir foarte atent recuperează în căciulă Vlad Mihai și este, cred, fault acolo. Sau time au cerut de arbitru pentru că se pare că a călcat greșit Trandafir. A alunecat, se pare, Adrian Trandafir. Cred că va fi scos, da? Revin în teren pentru Constanța Jeremi But și Marius Deaconescu. Sunt prea mulți jucători în teren. Trebuie să iasă Liță sau Bercea. Da, iese Bercea. Acum este numărul corect de jucători. 5 pentru Constanța, 5 pentru Rapid. Jocul în continuare întrerupt. Arbitrul face semn la masa oficială să blocheze cronometrul pentru că se pare că suprafața de joc încă era alunecoasă. Se rezolvă această problemă. Încă 6 minute și 40 de secunde din acest meci absolut spectaculos, extraordinar. Bordei a reușit să îi blocheze aruncarea lui Vlad Mihai, regulamentar. Același Bordei pentru Vlaicu. Vlaicu forțează o pătrundere acolo, regulamentar, și el aruncă de 3 puncte. Zarojanu și marchează. Și iată Rapidul egalează din nou. 57-57, revedem coșul de 3 puncte reușit de Andrei Zarojanu. Jeremi But pentru Liță. But printre doi adversari, însă se încurcă cei doi jucători ai Constanței și acum Zarojanu, dar pe recuperare Bogdan Sandu marchează. 2 puncte pentru Rapid. 59-57, revedem acțiunea lui Zarojanu. Mingea ajunge la Bogdan Sandu.
Time-out cerut de antrenorul Alexandru Olteanu. Se va relua jocul. Avantaj de un coș de două puncte pentru Rapid. 5 minute și 53 de secunde până la finalul meciului. Iată un montaj rapid cu cele mai spectaculoase coșuri. Jeremi But aici cu un slam dunk pentru Constanța în primul sfert și în sfertul al doilea. Nu, ambele au fost în sfertul al doilea, cred. But scapă mingea. Vlad Mihai ratează și recuperează Vlaicu. Vlaicu se oprește în fața lui But. Minge scăpată de bucureștene Andrei Oprean. Oprean, din păcate, scapă și el mingea. Dar cred că se dă posesia pentru Constanța. Unul dintre rapidiști a atins ultima dată mingea. Oprean repune pentru But. La 3 puncte ratează But. Oprean încearcă recuperarea și cred că a faultat acolo. Nu, a ieșit în afara terenului Bogdan Sandu și va fi posesie tot pentru Basket Club Atletic. A recuperat mingea cu un picior în afara terenului de joc. Deaconescu revenit. Jeremi But, apărare la sânge a Rapidului, care încearcă să blocheze acest atac al Constanței. Aruncare la limita atacului a lui Vlad Mihai, ratată din păcate. Expirase timpul de atac al Constanțenilor, am intrat în ultimele 5 minute de joc ale meciului. Vlad Costea la 3 puncte ratează, din fericire pentru Constanțeni. Recuperează însă Bordei. Bordei, ușurință mare la manevrarea mingii, dacă putem spune așa. Vlad Costea, iată, extrema de buzunar a Rapidului. Însă un jucător foarte agil a ratat. Andrei Oprean. În fața sa Vlaicu, mult mai masiv. Ce pas îi dă Oprean lui Deaconescu. Și pivotul Constanței înscrie 59-59. Încă o dată pasa lui Oprean. Da, destul de mult sânge rece pentru tânărul jucător constanțean. E din nou timeout. Se joacă deja de o oră și 40 de minute. Sigur, timpul efectiv de joc a fost mult mai scurt.
Însă partida a început la ora 16 și în acest moment ceasul arată 17:40. Un joc cu multe întreruperi, un joc extrem, extrem de disputat. Aruncare de 3 puncte ratată de Bogdan Sandu. Jeremi But, contraatac. Oprean scapă mingea, o întoarce pentru Deaconescu. But, din nou Oprean. Le face semn cu echipierilor să se așeze, mai multă răbdare. Încearcă Deaconescu la 3 puncte, ratează. Zarojanu pentru Cătălin Vlaicu. Vlaicu cu 4 adversari după el scoate mingea din căciulă și face pași acolo. Bordei, cred. 59-59 posesie pentru Basket Club Atletic. Jeremi But, acum Andrei Oprean. Oprean se oprește, îl așteaptă pe Deaconescu, îi pasează Adrian Trandafir și acum Jeremi But, Zarojanu lângă el, primește Deaconescu. Deaconescu luat în primire de Vlaicu. Deaconescu se întoarce, ratează. Extrem de multe ratări. Vlaicu luat acolo de 3 adversari în primire, rămâne la minge și Rapidul acum cu experimentații. Vlaicu, Bordei și Sandu încearcă să se descurce. Bordei, o aruncare slabă. Nu știu ce a încercat, cred că nu 3 puncte, cred că a încercat o aruncare sub panou. Are un dialog cu arbitrul, probabil că a cerut un fault sau așa ceva. Oricum, aruncarea a fost una ciudată. Pentru un jucător cu experiență n-ai cum să nu nimerești panoul de la acea distanță. Cu siguranță a încercat o pasă acolo mai degrabă Bordei, schimbat acum de numărul 13, Alin Iuga. Trei minute fără 3 secunde până la finalul acestei partide absolut dramatice. 59-59. Alexandru Olteanu, antrenorul Constanței, se duce să-i spună ceva lui Vlad Mihai. Se plimbă acolo ca un leu în cușcă pe margine. Alexandru Olteanu, se simte tensiunea extraordinară acestui final de meci, în care o victorie ar da un moral extraordinar echipei constanțene la începutul acestui sezon. Ar fi a treia consecutivă. Oprean pentru Trandafir și incredibilă ratare. Vlad Mihai recuperează în atac. Nu știu ce se întâmplă, dar la finalizare apar câteva greșeli absolut uluitoare, mai ales în tabăra echipei constanțene. Și Rapidul a ratat destul de mult, dar parcă nu chiar așa. Interceptează încă o dată Oprean. Oprean nu mai riscă pasa, dar ratează încă o dată. Iuga, minge pierdută. Vlad Mihai singur cu panoul și înscrie Vlad Mihai. 61-59, Atletic Constanța, Rapid București. 2 minute până la sfârșitul meciului. Iuga blocat și pe recuperare Vlaicu marchează din nou egalitate, 61-61. Deaconescu și Oprean alături de Trandafir, Buf și Vlad Mihai în teren pentru Basket Club Atletic. Oprean scoate pentru Jeremi But, fenta de aruncare. But pasă sub panou pentru Deaconescu. Ultimul care atinge minge este Bogdan Sandu și rămân în atac constanțenii. Reintră Bordei pe final pentru Rapid în locul lui Tudor Arteni. Nu riscă antrenorul Victor Bulancea. Are nevoie de experiență pe acest final de partidă. Excelentă combinație! Din nou Andrei Oprean vede bine jocul și dă o pasă sub panou pentru Deaconescu, profitând de lipsa de reacție a rapidiștilor. 63-61, avantaj fragil, însă Constanța trebuie să lupte până în ultima secundă pentru victorie. Vlaicu întoarce pentru un coș de 3 puncte ratat de rapidiști.
A recuperat Jeremi But sub propriul panou. Oprean pentru Vlad Mihai. Vlad Mihai și extraordinar coșul meciului. Jeremi But face spectacol. Slam dunk senzațional reușit de Jeremi But. Fază de NBA la Constanța. Pasa absolut senzațională a lui Vlad Mihai. Coș absolut senzațional, superlativele sunt de prisos. Timeout. Coșul meciului mai devreme, unul poate decisiv, deși mai e de jucat. 1 minut și 5 secunde înseamnă foarte mult în basket, dar revedem această reușită senzațională. Pasa lui Vlad Mihai la întâlnire pentru coșul din slam dunk al lui Jeremi But. 65-61, 4 puncte avantaj pentru Basket Club Atletic. Rapid are atacul. Un minut până la sfârșitul partidei. Bordei pentru Bogdan Sandu. Pași. Posesie pentru Basket Club Atletic. But pentru Vlad Mihai. Mai departe, Andrei Oprean. Oprean luat în primire de Zarojanu. Rămâne cu mingea. În posesie, încă 12 secunde din atacul echipei constanțene. Vlad Mihai nu prea are soluții. 3 secunde, a stat cu mingea în mână. În posesie acum echipa bucureșteană. Încă 37 de secunde din această partidă. Bordei, Zarojanu la 3 puncte, ratează. Recuperează însă același Zarojanu pe o neatenție a constanțenilor. Vlaicu scoate pentru Bordei. Bordei la 2 puncte ratează. Vlaicu pe recuperare înscrie. 65-63. Dramatism maxim în continuare. Atacul Constanței, pasă la intercepție Vlad Mihai. Vlaicu marchează egalitate. 65-65. Incredibilă greșeală. Mai sunt 11 secunde de joc și Alexandru Olteanu cere timeout. Revedem coșul lui Vlaicu.
15 secunde de foc la sala sporturilor în meciul Basket Club Atletic Constanța Rapid București. 65-65 este scorul. Egalitate pe tabelă. Ultimul atac al echipei constanțene. Jeremi But. But scoate pentru Vlad Mihaira. 3 puncte. Mihai ratează. But recuperează o secundă. O ultimă aruncare, însă se aude ultimul fluier și vom avea overtime la sala sporturilor. Dramatism maxim, incredibil, meciul nu se termină, nu se poate termina egal. Avem 5 minute de prelungire, iată, în acest meci absolut spectaculos. Basket Club Atletic Constanța Rapid București la egalitate, 65-65 după timpul regulamentar de 40 de minute, dar se joacă de aproape 2 ore la sala sporturilor. 5 minute overtime, 5 minute suplimentare pentru a decide învingătoarea în această partidă. Dacă va fi la egalitate, va mai fi o repriză de 5 minute de prelungiri, însă probabil că în aceste 5 minute se va decide câștigătoarea partidei. A avut o șansă mare de a încheia câștigătoare Basket Club Atletic, însă pe final a comis câteva greșeli care le-au permis rapidicilor să revină și să ducă meciul, iată, în prelungiri. Marius Deaconescu, 2 aruncări libere, poate aduce primele puncte în overtime pentru Basket Club Atletic. Prima ratată de Deaconescu. Cea de-a doua transformată în urarele spectatorilor din tribune. Rapidul acum cu Iuga, Vlaicu, Zarojanu lângă el. Vlaicu preferă să se ducă el până la finalizare. Este faultat, dar nu înscrie. Au trecut 30 de secunde din prelungiri. Intră Liță pentru Basket Club Atletic. 2 aruncări libere pentru Cătălin Vlaicu. Egalează Vlaicu și are acum șansa de a aduce încă un punct echipei sale. Spectatorii încearcă să-l intimideze, dar Vlaicu are experiență. Trece în avantaj rapidul, 67-66. Mai face o schimbare Olteanu, îl trimite în teren pe Ursu. Acum la minge Sergiu Ursu. Jeremi But.
But marchează, spectaculos. Încă o dată Jeremi But. But a reușit vreo 4 slam dunk-uri, însă ultimul a fost cu adevărat senzațional, dintr-o pasă a lui Vlad Mihai. A fost coșul de 65-61 care teoretic ar fi trebuit să aducă victoria Constanței, dar au urmat câteva erori ale echipei gazdă care au permis Rapidului să revină și să prelungească suspansul aici la Sala Sporturilor. Două libere pentru Alin Iuga, prima ratată. Mai are o șansă însă Alin Iuga, poate restabili egalitatea. Suporterii nu se dau înlături de la fluiera pe Iuga. Încercarea de a-l intimida, însă acesta înscrie 68-68. Încă 3 minute și 55 de secunde din această partidă, din repriza de prelungiri, de fapt. Coș marcat de Jeremi But. Revine în avantaj Atletic după acest coș pe care îl vedem în reluare. Zarojanu și ratează rapidiștii, dar recuperează prin Iuga. Acum Bordei. Bordei, minge scăpată în față și este faultat Vlaicu. Din nou două libere pentru pentru Rapid, care poate egala din nou situația. Cătălin Vlaicu, fluierat copios aici la Sala Sporturilor, renunță la orice tentativă de a fi fair play. Spectatorii constanțeni vor o victorie a favoriților astăzi, dar nu-l pot intimida pe experimentatul Cătălin Vlaicu. Încă două puncte pe tabelă pentru Rapid, 70-70. Încă 3 minute și 10 secunde din timpul acestei reprize de prelungiri, care poate sau nu decide învingătoarea partidei. But a fost faultat și va beneficia și el de două aruncări libere. Jeremi But transformă prima aruncare. Încurajările obișnuite din partea colegilor. Jeremi, numele său este scandat de spectatori și are, iată, două aruncări sigure. Contează și aceste libere, pentru că nu numai că aduc puncte, dar dau încredere jucătorilor că au mâna sigură. Să vedem aruncarea de 3 puncte a lui Bordei, ratată. Sandu recuperează în căciulă, însă pierde și el. Și Vlaicu acum este faultat. A dramatizat puțin, mi-aș permite să spun, această recuperare a mingii. Și a obținut ce și-a dorit. N-a fost chiar așa lovit în față precum a încercat să arate. Da, nu-i tremură mâna lui Vlaicu. Două puncte din nou. 72-72. Am intrat în ultimele 3 minute. 2 minute și 45 de secunde până la sfârșitul timpului. Faultează Zarojanu din spate pe Jeremi But. Coșul nu este valabil, a aruncat după fluierul arbitrului.
Fiecare echipă va va încerca să fragmenteze cât mai mult jocul. O aruncare de 3 puncte ar putea decide soarta partidei în acest final absolut dramatic. Jeremi Bu transformă prima aruncare liberă. Și cea de-a doua, 74-72, se apără avansat acolo, jumătatea adversă, Buth. Vlad Mihai încearcă să intercepteze mingea. Vlaicu, Alin Iuga pentru Bordei. Vlaicu scoate mingea, nu? Aruncă în căciulă, dar Bogdan Sandu faultează în atac. Da, cred că a fost decizia corectă. Mi s-a părut că Sandu a încercat să-și blocheze un adversar neregulamentar pentru a primi pasa de la Vlaicu. Nina a protestat, evident că a încercat să facă asta. Și arbitrii pe fază au judecat corect. Vor beneficia de două libere constanțenii, trandafir, jucătorul faultat. Este scandat numele lui Trandafir acum, care ratează. Acum înscrie a doua aruncare liberă. 75-72. Conduce Atletic. Iuga în fața sa, Vlad Mihai îl urmărește pe tot terenul. Iuga pentru Vlaicu și acum Bordei, coordonatorul de joc. Bordei scoate pentru Iuga la 3 puncte, coș reușit de acesta într-un moment important, 75-75, 2 minute exact până la final după acest coș pe care îl vedem în reluare. Constanța în atac, Vlad Mihai, Jeremi But, lângă el Andrei Șerban, îi face paravan și marchează Jeremi But, care aduce 3 puncte importante pentru Constanța, 78-75. Poate fi jucătorul decisiv al meciului Jeremi But, liderul din teren, care promitea să fie. Joc întrerupt din nou, alunecă parchetul de la sala sporturilor din Constanța. Atmosferă incandescentă aici, spectatorii în picioare, mulți dintre ei gustă acest spectacol sportiv de calitate și dramatismul acestei partide care face toți banii. Un meci oferit în direct și în exclusivitate de Dodo Sport, extraordinar But! Jeremi But marchează cu un slam dunk, încă 2 puncte după o nouă intercepție. Jeremi But duce scorul la 80-75 pentru Basket Club Atletic Constanța. 1 minut și 29 de secunde înainte de finalul partidei, moment în care antrenorul Victor Bulancea cere timeout pentru Rapid.
Au rămas cu minți pe margine și gladiatorii și majoretele, toată lumea urmărește cu sufletul la gură acest final de partidă. Încă o dată coșul din slam dunk al lui Jeremi But, care poate, spuneam, fi jucătorul decisiv pentru Constanța în această partidă. S-a reluat jocul, Rapidul cu o aruncare de 3 puncte extraordinar înscriu rapidiștii prin Tudor Arteni și revin în joc. 80-78 conduce Basket Club Atletic. Încă 2 puncte avantaj, 80-78 scorul, da? But extraordinar încă o dată! Jeremi But, încă 2 puncte, 82-78. Încă o dată faza din care But marchează. Bogdan Sandu ratează. Am intrat în ultimul minut. Minge, din păcate, irosită în atac de Constanțeni. Mai sunt 40 de secunde. 4 puncte avantaj pe tabelă. Vlaicu scapă mingea. N-a fost fault. Andrei Șerban, Jeremi But pentru Sergiu Ursu. Ursu faultat. Rapidiștii vor comite fault în aceste ultime 30 de secunde pentru a câștiga timp. Încearcă să fragmenteze jocul, să se oprească pe Constanțeni, să oprească lungirea atacurilor, ceea ce evident basketbaliștii de la Atletic își doresc pe acest final de partidă. 2 aruncări libere pentru Ursu, prima ratată. Îi face semn disperat de pe margine Alexandru Olteanu să se concentreze, orice punct contează. Coș pentru Ursu, 83-78. Și fluieră, o greșeală la Vlaicu, arbitrul Victor Bulancea pe margine, nemulțumit, dar a intrat cu un picior în teren în momentul în care a încercat să repună posesie pentru Constanța. Jeremi But scoate pentru Ursu. Timpul trece în favoarea constanțenilor. Faultează Iuga încă o dată. 25 de secunde din acest timp suplimentar. Sergiu Ursu, 2 aruncări libere. Transformă prima dintre ele. A doua ratată, 84-78. Se grăbește Vlaicu, faultează Andrei Șerban. Slam dunk-ul lui But vine după fluierul arbitrului. 21 de secunde până la final. Schimbare la Atletic Constanța, este Andrei Șerban. Două libere pentru Vlaicu. Se aruncă mingea pentru a să poată executa aceste două libere Cătălin Vlaicu. Presiune mare pe Vlaicu. Ratează! Pentru prima dată în overtime Vlaicu i-a tremurat mâna la acest scor în care orice execuție contează. L-a aruncat în luptă și pe Marius Bursuc Alexandru Olteanu. Probabil că talia acestuia ar putea aduce acolo un plus de superioritate sub panou la recuperare. Vlaicu s-a transformat a doua aruncare. 84-79, cere timeout antrenorul Alexandru Olteanu. Echipa sa se va afla în atac.
Revine echipele pe teren, ultimele 21 de secunde din acest meci, să sperăm. 84-79, Basket Club Atletic are atacul. Vor încerca să faulteze bucureștenii, evident, și acum trandafir Vlad Mihai, fault. Două libere pentru Vlad Mihai. Singura modalitate prin care rapidiștii mai pot reveni în această partidă este să fragmenteze jocul. Vlad Mihai aruncă, transformă prima aruncare. 85-79, încă 19 secunde au rămas de joc din această partidă și a doua aruncare transformată. 86-79. Îi lasă constanțenii pe bucureșteni. Bordei, coș și faul, cred. Nu știu dacă se pune coș și faul. Da, faul și din acțiune coș, da, 86-81 și o aruncare liberă suplimentară. Încă 11 secunde de joc. Bordei aruncă, minge recuperată de Bogdan Sandu. Bordei întoarce pentru Sandu la 3 puncte. Sandu și coș extraordinar. 86-84, 4 secunde, faultat Jeremi But și cred că acesta ar putea fi finalul. Încă 3 secunde, aproape 4 secunde de joc după acest coș de 3 puncte, iată, reușit de Bogdan Sandu. Scorul a devenit 86-84. Imediat au faultat rapidiștii. Jeremi But va beneficia de două aruncări libere. Mai sunt, vă spuneam, aproape 4 secunde până la final. But marchează, 87-84. Nici musca nu se aude și vine această aruncare, sigur, 88-84. Nu se mai poate întâmpla nimic, pentru că sunt 4 puncte diferență. Câștigă Basket Club Atletic un meci absolut spectaculos, senzațional, dramatic, cum vreți. Exagerăm puțin cu superlativele, dar a fost un spectacol sportiv de excepție astăzi în sala sporturilor. Basket Club Atletic învinge pe Rapid București după un meci superb, un meci transmis în direct și în exclusivitate de Dotosport. Revedem un montaj cu cele mai frumoase coșuri ale meciului. Stăm dancurile lui Jeremi But, omul meciului, cu aceste intercepții și finalizări de excepție de NBA aici la Constanța, liderul din teren al lui Basket Club Atletic în acțiune cu cele mai frumoase coșuri ale meciului. Coșuri care au făcut deliciul astăzi pentru spectatorii prezenți în tribunele de la sala sporturilor. Cu siguranță nu au ce regreta cei care au ales să vină să vadă această partidă. Jeremi But a făcut toți banii astăzi, un basketbalist, iată, care decide până la urmă victoria echipei Basket Club Atletic. Sigur, n-a fost singurul jucător de pe teren. Toți basketbaliștii antrenați de Bogdan Ivanovici, Alexandru Olteanu și de team managerul Andrei Talpeș, putem să-l includem și pe el, alături de fostul mare basketbalist Vasile Pașca, directorul sportiv, de acești băieți minunați care, iată, astăzi obțin o victorie spectaculoasă pentru Basket Club Atletic și pentru Constanța. Imagini frumoase de la sala sporturilor. Încheiem transmisiunea, doamnelor și domnilor. Urmăriți-ne în continuare pe Dotosport.